am revenit. Am discutat înainte de asta un pic despre hemoroizi, dar nu o să dăm exact, adică nu o să specificăm care e cui sunt. 100 de euro pe PayPal și vă dăm varianta. Vă dăm informare, poze, vă dăm pozele. Da, exact. Vă dăm varianta uncut. Am revenit, am revenit din străinătate. Foarte frumos, foarte frumos. Da, da, e frumos. Trebuie, mai trebuie mers în călătorii de astea. Ar trebui făcut o călătorie cu toată echipa. Happy Fish în deplasare. Ar trebui făcut un Happy Fish în deplasare oficial. Ce să mai frumos tare. Ba, avem țară frumoasă pe fereastra trenului. Da, asta da. Am văzut cum s-a desfășurat România. Dacă n-ar fi, sunt multe cotețe. Jumătate din România e cotețe, ca să zic așa. Foarte multe lucruri aruncate, pur și simplu. Adică nu, e, nu sunt clădiri care s-au degradat și din cauza sărăciei au rămas degradate. Sunt doar gunoaie. Sunt aruncate. Evident, sunt niște clădiri pe care nu le-a mai vrut nimeni și le-a aruncat. Propuneam, am vorbit și cu Gicuri, că am vorbit și pe cameră cu el din tren, că am filmat ceva și cu el, o să punem în curând. Vorbeam și cu Gicu că ar trebui făcut primul coteț, să se facă programul de stat primul coteț, cum e prima casă, sau programul Rabla, programul coteț. Da. Și dai cotețul la stat, dai toate gunoaiele, vine și ți le strânge din curte și așa, și la schimb nu-ți dă nimic, adică nimic e mai bine decât ce e în curții de multe ori. Dar pe principiu poate-mi trebuie, asta e. Da, azi, păi, dar nu, dar noi așa, noi pe principiu ăsta mergem cu tot. E o nație de hoarderi? Da, suntem cei, da, eu am impresia că suntem cei mai mari hoarderi din... Bine, ăsta e un semn al sărăciei. Păi, că nu e ca și cum am avut un trecut și... Nu știi când mai... Da. Nu știi când mai vezi umerașul ăla de sârmă din nou în viața ta. Vezi că dacă e deja, dacă e de sârmă, e de shit. Exact. Mai mult despre călătorie, sperăm să... Hai, cum să vă povestim și în LCN și o să... punem și niște footage... Am făcut un pilot de travel vlog, am avut și niște probleme tehnice, în fine, ne-am descurcat și noi cum am putut, o să vedem ce iese. E așa mai punkist așa. Dar să revenim la treburile noastre. Pișați unul pe altul, ce punem punkist? Dormiți pe stradă. Dormiți pe stradă? V-ați putut cu boschetarii, i-ați împărțit colțul de pâine, toți ne-am bătut cu boschetarii. Bă, suntem aici la Praga. Urmează să ne batem cu niște boschetari. Nu dai mișto, da, să fie cu ton de ăsta. Că toate emisiunile astea de travel, știi, sunt pe hype, știi, da, 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 ei, da, da, ce da, mai faceți, prieteni? Și să fie niște chestii super sataniște. Urmează, urmează să ne băgăm într-o cușcă cu boschetari. Băi, da, apropo de boschetari, că mai trebuie zis asta, băi, la Viena, cel puțin, la Praga, boschetarii sunt mai aproape de ai noștri. Dar la Viena, bă, nu vreau să jignesc, nu știu, oamenii din România, dar boschetarii lor arată ca săracii noștri, efectiv. Adică dacă te duci în cartiere sărace, boschetarul vienez... E peste, adică arată ca cum e, da, frate, boschetarul de gară mă refer, că dacă vrei să vezi cumva etalonul de boschetar, te duci în zona gării. Da. Că și la noi, la boschetarii de gară, s-au făcut și reportaje cu Bruce Lee și cu aia. Da. Tu știi, da, la cine, da, mă refer, da, nu? Da, da. Iar la noi, și nu zic cu boschetarii de la noi de la gară, ieșeau un pula aia ca thriller. Ești de bără, da, numai, da, că, da, ieșeau ca aia numai ca ce sunt pula mea. Deci, aia nu, aia sunt îmbrăcați normal, doar că n-au casă. A venit una la noi, credeam că mă întreabă cum să ia tramvaiul sau ceva și era boschetăreață. Damn. Deci boschetarii ienezi extra. 10 din 10, da, 10 din 10, da. Și ei mai au un tip de ăsta de punkist, dar punkist de aia, cum erau pe vremuri. De aia murdari, știi? Ponosiți așa, dar nu sunt homeless, sunt punkiști. Am înțeles. De aia cu părul slinos așa, da, arși, loviți, tot timpul sunt loviți ăștia punkiștii, tot timpul s-au lovit în ceva, au vânătăi, sunt arși, sunt, știi, au zgaibă, deci tot timpul trebuie să fie lovit punkistul, asta e condiția punkistului. Condiția, da, punkistului. Asta mereu lovit, niciodată mulțumit, condiția punkistului. Cam asta, o să mai povestim, o să punem și footage, cum ziceam.
Acum, să începem Lonely Fans-ul cu din nou o poză cu mâncare. Băi, poza asta mie mi-a schimbat un pic felul în care percep confortul. Așa. Mi-am dat seama că blaturile astea de lemn plutesc, bro. Asta e șmecheria la poza asta. Poți să ții mâncărică pe blatul de lemn. Nu pot să cred. Te bagi în cadă, băi. E ținut pe genunchi, mă, terminați. Nu, bă, eu zic că plutește. Aia mă gândeam și eu că e ținut pe genunchi. Bă, genunchi, eu zic că plutește eu în seara asta. O să iau ceva, îmi pun pe blatul așa, pe blatul ăsta așa și mă bag în cadă și să vedem care-i treaba. Dar și să filmezi. O să filmez. Așa. Dar trebuie ceva, 70 de coaste, ceva de genul, asta e... Da, și trebuie o mâncare, da, trebuie o mâncare, e bună, că oastele sunt bune pentru asta, pentru a, că... A, corect, că se întinde pe toată... Se întinde, da, densitatea pe toată, exact, suprafața, da. Exact, exact. Și nu se dezechilibrează. Bine, nu e foarte egal că trebuia să pună cartoful aici, ca să fie, că aici e mai multă coastă, vezi, e cea mai puțină. Da. Și atunci să vină să facă un fiti-fiti, așa, da. Are și băuturică. Are și băuturică și pălărie, dar... De ce are pălărie, nu înțeleg. Asta cu... La ce trebuie pălărie? Adică pălăria e în cadă. Pălărie, în cadă. Să te uiți pe păr, nu știu, să... N-am, nu... Să fie de mood. Dai drumul la duș și când vine dușul de sus, să gândesc, cadă doar pe corp. Mă gândesc, da, să nu... Sau e de mood? E de mood, poate să fie... Cum zice, bă, setup-ul complet, așa să fie... Dar eu nu... deci about to light some candles and relax. Relax cu cea mai grea mâncare din toată lumea. Coasta. Coasta cu cartof. Bă, te las așa greu, plin, da, și în apă. Așa e. E în... bine, oricum. Dar arată bine coasta aia. Bă, arată bine, ce-i drept. Arată bine. S-ar mânca. Și-a făcut treaba. Aoleu. Dar asta la, în Austria și în Cehia. Băi, au cele mai grele mâncare. Deci nu coasta e cea mai grea mâncare. Când încep să vezi de alea genunchi de porc în gelatină de bere. Din astea. Da, da, da. Yeah. Cefe de pui. De astea glumesc. Dar tot felul, deci mănâncă tot felul de astea și pozele la mâncarea lor. Așa. Și mai au restaurantele lor tradiționale. Zici că sunt desaturate, bro. Zici că mănâncă alb-negru, ești nebun. Deci totul e o gălușcă. Și o carne într-un sos de ăsta, un mystery meat de la Perpetual Stew. Da, da, deci, exact. Asta e Perpetual Stew. Și pe lângă este, sunt niște găluște de astea, niște găluște pur și simplu comprimate, foarte albe, foarte albe. Și îndesate, n-am mâncat, mâncarea lor tradițională n-am mâncat. Deci nu am mâncat niciun vârst, niciun din ăsta, nu, frate. Păi oricum și au deschis o grămadă, sunt grămadă de asiatice bune, de astea de fripturi normale. Cred că și ei s-au săturat oricum de... Păi cât vârstă mai bagi, boss? Nu, la un moment dat îți vine înapoi vârstul, îți rămâne în gât. Nu e, da. Dă-i mai departe. Vârst stop în gât în... Aici avem mărturia unui vânzător pe Etsy. Etsy este un e un site enorm, e un fel de, în state au făcut, dar nu, și nu e doar în state, cred că este din state site-ul și livrează în toată lumea. E un fel de Melly Melo, varianta Etsy.com, e un fel de Melly Melo, dar varianta globală. Am înțeles. Efectiv, unde găsești bijuterii de la tot felul de selleri și la tot felul de chestii handmade la diverse prețuri. În general, în zona mai low de preț, cumva. Și găsești tot, adică găsești tot felul. Deci dacă cauți, de exemplu, că cauți, nu știu, butt plug cu Sonic Ariciu, sigur găsești poeții. Dacă găsești cauți, poeții. Da, cercei cu Liviu Dragnea, găsești cercei cu Liviu Dragnea. Sau, mă rog, ceva de bucătărie ar trebui să fie. Cuțit acum de bucătărie e, cu Liviu, da, Dragnea. Exact, acum e ceva de bucătărie. Da. Și ce se întâmplă? Deci, ăsta vinde vrăji pe Etsy. Înțeles. Cu $50 îi cer să-ți faci o vrajă și le trimite clienților o poză cu o lumânare arsă. Deci, și zice, cumva... thank you mentally ill women. Bă, asta mi se pare, deci, faza de schem maximă e că după ce îți bagi joc de clienți, de oameni și așa, și le dai țeapa, să le zici că sunt și proști,
Bă, dar prost ești, mă. Bă, dar prost ești, mă, băiatule. Că schemării ăștia, schemul ideal este să aibă impresia că și el a câștigat ceva. Da, păi, clar. Da, n-ai văzut când i-a dat drumul la frații tăi din pușcărie acum, zici că ai ieșit Mandela, ești nebun. Da, mă, frate, wow. Mamă. N-ai văzut clipul lui ăla cringe rău, al lui Tate? Cu fumat rabucul ăla, da, și se plimba prin casă. Așa, când mergea el așa. Da. Jesus fucking. Da, eu o să fac acum mai mulți bani ca niciodată. Ah, clar. Eu o să fac, deci treaba asta pentru ei a fost, și dacă îi bagă, și dacă îi bagă 5 ani în pârnaie, că oricum în pârnaie, la cum ești din România, 4-5 ani de pârnaie, la câți bani o să facă în plus, câte zeci de milioane, că sunt, e vorba de zeci de milioane, că e scala la nivel mondial. Da. Pentru că ei, m-am vorbit și cu Gigi cu chestia asta și m-am ajuns la concluzia asta, ei speculează, efectiv, modelul este de bărbatul vulnerabil, boss. Efectiv, asta e segmentul lor. Uh-huh. De bărbat vulnerabil, și bărbații cumva găsesc foarte greu suport dacă ești un bărbat care nu este adaptat, nu știe să rească cu femei, nu are un IQ foarte mare, nu ești foarte adaptat vieții, ești dintr-un mediu sărac sau un mediu nu foarte bun, adică ai niște condiții de-astea pe care le îndeplinești. Da. Societatea te cam respinge, se cam pișe pe tine la propriu, că așa e construită. Un segment semnificativ dintre bărbați sunt complet dați deoparte de societate. Cam asta e uh-huh. un fapt. Uh-huh. Și toți ăștia se regăsesc în discursul ăsta. În condițiile în care datele lor nu au nicio legătură cu datele segmentului la care ei fac apel. Deci ei sunt într-o familie de grandmaster șahist, familie de oameni super inteligenți și au un IQ foarte mare, au un spirit întreprinzător, au un drive, deci au niște chestii și ei spun, da, oricine poate să facă chestia asta. Bă, teoretic, da, oricine poate să depășească condiția să facă asta, dar în esență e cam asta fac, adică, bă, nici nu știu, știi ce, nu știu eu, că foarte mulți spun că le-a îmbunătățit viața treaba asta. Și eu mă întreb dacă cumva obiectiv le-a îmbunătățit viața sau doar oamenilor li se pare că acum, după ce s-au uitat la Andrew Tate... Da, au găsit în ei încrederea aia de care aveau nevoie și nu o puteau găsi singuri sau ceva de genul, nu? Da. Mm-hmm. Da, nu știu ce să... Adică... Asta e un lucru bun până la urmă. E un lucru bun, dar... Bine, dacă încrederea aia o găsești dându-i la fica câte una femeii tale, doar așa ca să o ții... Aia vreau să zic, că e un lucru ca, bun, dar... Ca să o ții atent așa, ca să o ții în priză. Ții în pumni, dacă nu în priză. Da, nu știu ce să zic. Chiar nu știu. E ciudățel aici. Da, revenind. Și zice, to all the lamers, haters out there, I only offer shitty spells like... For making money, making people break up, lose job, money, get sick. Deci, she dispels like for making people break up, lose job, money, get sick. So my customers deserve to be... I'm a money man, and my only real spell is I'm a dollar. Deci el spune că acceptă numai cereri din partea lor care vor să facă rău cu vrăjile da. Astea altora. Da. Să-i coacă pula. Gata, boss. Ia uite, nu are să poftim. Mâine îl vezi la... Să-i coacă pula. Urât. Dar știi că e vorba asta. Știu, da, dar știi că s-a și întâmplat? Știi că se întâmplă? La aia care își bagă zi... Sonde. Vaselină în vaselină, da. Vaselină, stai un pic, vaselină. Eu știam că se bagă niște tije de metal. Nu. Este niște tije care se bagă în penis. Nu, eu mă refer la aia care vor să-și facă penisul mai vânjos. Se bagă tijă? Nu tijă. Asta e că a rămas la tijă. Dar nu, stai. Cum e că se bagă? Se injectează? Nu, se injectează? Nu, vaselină. Da, se injectează. Nu e ceva la... nu e ceva la îndemâna oricui. Mondial. E, știu, din câte știu, e doar într-o zonă, nu mai știu care, și a fost la un moment dat o modă. Acum nu știu dacă se mai practică, că... A fost o modă. A fost o modă, Balenciaga, da. Balenciaga prezintă vaselină în pulă. Da, s-a întâmplat până ce le-a căzut mult prea multor bărbați pula. Și le-a căzut? Da, păi efectiv asta se întâmplă. Ăștia își bagă vaselină în penis ca să fie mai groasă.
Și vaselina aia, îți dai seama că ajunge să putrezească tot pe acolo. Și dacă îți bagi de la bază în sus, cum se face... Acum se face. Așa, așa, ajungi să rămâi cu ea, să-ți pice într-o zi. Mamă, ca frate, frunzele. Asta cu mărirea de penis nu e rezolvată încă. Nu e, nu e încă. Nu e, frate, nu, oricât se susține că e rezolvată, nu e rezolvată. Nu e, da, pentru că de fapt e țeapă. E mânărie, că numai asta e niște piele, pare că e mai, dar de fapt nu e. Dacă exista asta cu mărirea de penis, sigur era peste tot, bro. Da, da. Peste clar, tot, era clar, ca păcănelele. Era farmacie, casino, mărire, penis. Farmacie, da. Casino, mărire, penis. Da, da, da. Oamenii era... s-ar fi dus la mărire în fiecare an. Păi să o mențină, că corect. Nu te duce la o singură mărire. Corect, păi trebuie să faci 5-6 ședințe. Și că metodele de mărire acum sunt foarte proaste. Gen, stai ceva ca să se... Ca să ca pară să că cadă. E, da, da, da. Pare că e mai mare, dar de fapt e aceeași. Da, nu e... Nu e pont. Who is the guy who stole the TV? Îmi place și cum da, e. Aia e, da. Who is the guy who stole the TV? Deci un post-rasist, putem să-l discutăm pentru că suntem și noi în el. Corect, dacă da. Nu era Romanian în el, nu puteam discuta postul ăsta. Corect. Plus că avem și cazul ăsta proaspăt acum de românul care a fost dat neacceptat, de fapt, la hotelul ăla din Olanda sau de unde era. Nu știu asta. Nu știi? Nu. Cred că Olanda, sper să vorbesc bine. Și-a făcut un român și-a făcut rezervare pe Booking, mi se pare că, la un hotel în Olanda. Așa. Și a primit răspuns înapoi de la hotelul respectiv că există la momentul ăsta un conflict între administrația locală și romii din România și că astfel au toți românii ban la hotelul respectiv și în zona respectivă și atunci n-are ce să facă decât să n-avem ce să-ți facem decât să te refuzăm. Pe bune. Da, da, și a ajuns caz mare, adică e o discriminare la cel mai, de cea mai păi joasă. Poate să-și ia niște bani pe tema asta. Da, și a zis că, adică s-a ajuns să vorbească cu Booking, cu toți, și a zis și Booking, bă, noi înțelegem care e treaba, o să facem demersul necesare, dar n-avem ce să facem pentru că e administrația locală de acolo care, efectiv, a dat lege să nu se mai primească români în zona aia. Că au avut probleme cu... Dar da. Tu zici ce nenorocire au făcut? Da. Da. Deci că asta e adevărul, de fapt. Aia e problema. Vorbesc doar în dreptul ăsta. This guy. Doar în dreptul ăsta. De restul nu mă pronunț, nu vreau să intru în discuțiile astea. Vorbesc doar asta. Asta e că cum am văzut televizorul. Nu, la are și televizorul. și clar cu Turcii are o problemă. Pentru că i-a pus bandană cu Turkish și l-a făcut oricum beznă pe la săracu. Adică în condiții în care turcii nu sunt așa. Nu, plus că turcii... Din ce am auzit, cam peste tot în Europa, au o reputație foarte bună. Dintre minorități, nu știu ce are lumea exact cu ei, adică sunt printre cei mai muncitori. Oricum Germania, uh-huh, a fost Germania modernă, ca să zic așa, a fost făcută manual de turci în mare parte. Adică da, ei au venit cu munca și sunt niște oameni foarte muncitori, nu știu ce este. Așa și la treilea. Eu cred că totuși ăla l-a luat. Nu vreau să fiu rasist, dar ceva mă spune că... Televizorul din spatele lui spune că el l-a luat, da. Așa, he's Romanian. Da, zicea, a pus he's Romanian. Asta ziceam că vorbeam și cu ăștia când a fost la Magic the Gathering și la turneu acolo, la turneu de cărți. Și ne-am anturat cu ăia de la Magic, cu băia din România, cu ăștia din Austria, că aveam români care stau în Austria și au venit cu băieți din Austria. Și vorbeam de asta cu românii, că fură și așa, și am zis, bă, da, așa e, deci așa e, nu e nicio discriminare, deci chiar s-a furat de s-a rupt, pur și simplu, deci au furat de-au stins. Asta e adevărul și până nu acceptăm chestia asta, n-ai cum să repari ceva. Da, mă, dar nu știu, să ajungă la... A, nu te mai primi într-un oraș? Bă, la un moment dat îți dai seama că hai te rog eu nu mai lua, hai te rog eu... Mai dă înapoi, mai... Hai te rog eu plătește ce ai în coș. Hai te rog nu mai fura din magazin, la un moment dat la ce moment să dat, mai... Da, hai te rog nu mai intra. Hai te rog nu mai veni deloc. Hai te rog schimbă.
Asta mi se, știi ce, știi când am văzut memo asta, m-am gândit la tine. Da? Da. When you finally found the fucking moment to fucking enjoy something by your fucking self and those fucking fucks find you a fucking gen. Deci mi se pare exact ce-i facem noi lui Baboia săracu, că mai stă câteodată la calculator acolo și vede de treabă sau e la el acasă, n-are așa și efectiv mănâncă exact asta, exact asta e expresia. Așa se uită și el la noi și venim și la agităm. Deci asta m-a făcut. Deci m-a făcut să mă gândesc la tine asta, Baboia, și direct. Mă bucur că este... Uite ce față are. Dar ce mănâncă acolo? Ce aia? Nu știu, cred că e o chestie de aia italiano-americană. Un spaghetti meatball. Cannoli. Da. Mamă, dar freza asta, wow. Freza asta de cu... Întotdeauna mi-am dorit să am păr din ăsta așa mare, știi? Dar nu mi-a ieșit niciodată. Nu ți-a ieșit? Nu, n-am. Nici mie nu prea. Și acum cu cât trece timpul, cu atât o să șansele să ne iasă. M-am tuns singur. Cum ți se pare? E... Te-ai tuns singur? Da. Arată foarte bine. Da. Nu știu să mă fac cu din astea pe părți aici, dar oricum. Arată bine. N-ai spune că ești tuns singur. Bine, nu e ca și cum. Dar vezi că e o pantă lunecoasă asta cu tunsul singur. Adică? Băi, o anumită categorie de oameni care se tunde singur, care se tun singuri. Sunt unii care... Așa, zi-mi. Oamenii care se tun singuri au, în primul rând, își trag un tip de mândrie din treaba asta. Bă, ce-i drept eu un pic. Adică toată lumea, toți oamenii pe care i-am cunoscut eu în mediul de birou sau în colectiv și așa, au... povesti suficient de mult că se tun singur ca lumea, toată lumea să știe că se tun singuri. Da. Și la tine e ok să te tun singur când ai părul așa. Dar sunt unii care încearcă să-și facă freze. Oh, shit! Și nu e. Nu e, da. Nu e. Problema e la asta, de exemplu, la diferența de lungime. La fade aici, da. La fade-ul ăla. Că... efectiv, zici că e paletar la ei în cap, știi? Adică ai aici 1, 2, 3, deja ai... Da. Exact. Dar dacă... Mă uit așa... Eu, ești la spate și... A? Da, merge. Merge. Și vei continua? Da. Tu știi bine se simte? Da. Faoleu. Plus că... Ăia, știi ca la fumători, că de zi salvezi câte 20 de lei pe zi. Salvezi câte 70 de lei pe lună, bosule. Știi că e discuția asta cu tunsul, cu tuns, păr, barbă și alte părți ale corpului bărbătesc? Așa. Dacă se folosește aceeași mașină de tuns sau dacă se schimbă? Multă lume minte și spune că se schimbă sau că folosește alte forfe. Da? La fel. Unii zic că se tund, de exemplu, pubian cu foarfeca. Ce dracu are timp să se tundă cu foarfeca? Dar strâmură mâna un pic și mergi un pic mai jos și faci hați! Băi, oricum am pățit, am avut la accidente în zona aia, m-am ciupit în toate felurile. Nu e combinație, boss. Eu am într-adevăr mașină de ras, am One Blade de la așa. Așa. Da. A? E extraordinar de bun. E extraordinar de bun și tare la ala că poți să ai aceeași mașină și doar îți iei lame din alea și schimbi lama. Ai o lamă de față, o lamă de cuc și aia Nice. Și tunde foarte bine, deci nu am nicio treabă, nicio sponsorizare, nimic. O idee bună de cadou pentru angajați. Ce idee de cadou? Da. Vine, Denis, vine. Doar lamele, atât. Dar vezi că asta e strategia asta cu... cadouri, zi de pizza, dus în concediu și așa, astea sunt strategii ca să nu se mărească salarii, de fapt, știi? Adică asta în orice firmă e așa. Și noi le atacăm pentru că știm că oricum nu se întâmple. Bosule, se poate salariul un pic mai mare, nu mai bine merge să vă iau un hot dog. Bosule, ce se mai aude cu măria de salariu? Hai că facem o excursie în Cismiciu, ce ziceți? Să mergem să vânăm porumbei. Ce se mai aude cu banii aia? Hai că pun un film. Ce film vreți să vedeți? A început asta cu Paștere. E big Paștere și afară. Mamă, normal, sunt creștini, dar sunt catolici. Eu mă așteptam ăștia să fie, nu știu, mai reținuți așa în a sărbători chestii de genul ăsta.
Ok. Dar nu, e peste tot, iepuri, d-astea. Și bineînțeles, frate, bineînțeles, că iarăși asocierea Paște cu chestii sexuale, bă, frate. N-au o problemă, adică? N-au o problemă creștinească, de ordin creștin, că se asociază. Dar am o problemă și cu astea, cu porno. De fiecare dată când vin sărbători, gen Crăciun, Paște și așa mai departe, pe toate site-urile porno vezi iepurași care fut, elfi care au fut pe doamna Crăciun, Moș Crăciun care dă la muie la reni. Deci, nu, nu la reni efectiv, adică nu-i cu animale, dar vezi toate mizerile astea. Da, da, da. E nasol, adică chiar e nasol. Cine dracu vrea să vadă asta? Adică cine... Acum adică se dau mai multe click-uri, se văd filmele astea, sunt oameni care nu compromiți. Adică las-o, frate, una e una, alta e alta, vezi nici de treabă. Hai să ne vedem fiecare de treabă. Și asta, așa și la sex shop la Viena, că era sex shop de ăsta, chiar pe Maria Hilfe, unul mare de ăsta. Și era la intrare, oricum, expuse niște geamuri de ăsta de display, așa. Erau niște iepurași, dildouri, niște... Ce prostie! Da, deci, până în dreptul ăsta de sex shop și așa, chestia asta cu Paștele, da, și afară, și la catolici se pare că e destul de populare, se vândă tot felul de iepurași, de lumânări, de din astea. Acum, asta este o variantă comodă și mai practică. Avantajul de a păstra anafora mai mult timp în condiții de siguranță. E un pahar. E un pahar, exact. Dar e un pahar cu temă de Paște. De 10 bani pe care ei îl vând cu 10 lei. Nu știu cât costă. Presupun. Aș zice tot, dacă ar fi să pun un preț, aș zice 10 lei. Cam așa, nu? Mhm. Bă, adevărul e că e util paharul ăla, e util să ai ceva când te duci. Păi da, nu poți să iei pahar de oriunde? Ba da, dar nu ai același swag. Nu poți să iei pahare Paște. Stoc limitat pahare Paște, asta nu poți să iei. Nu. Poți să iei pahare normale. Exact. Deci asta. Ia zi. Vă știți ce am aflat, nu? Când ce? Nu în toată țara ortodoxii au Paște. Cum adică? Știi că se dă anafor cu vin sau ce se dă. Da, stai un pic, da, anafura, stai un pic, așa zice, avantajul de a păstra anafura mai mult timp în condiții de siguranță, dar anafura nu era pâinea împărtășea? Ba da. Păi și ce legătură? Asta, dar păi poți să ieși acasă. Păi da, dar asta era pentru foc, ca să ții lumânarea. E cu multi use. A, poți să pui și anafura, poți să... Dar odată ce bagi lumânarea, nu mai pui anafura, că scade din pahar, care gaură. Păi da, dar gaura e ocupată de lumânare. Deci pui lumânarea și anafura, așa, pe, anafura lângă. Pe lângă. O ține și caldă. O ține caldă anafura, baboiași? Păi da, lumânarea aia cu lumină, cu căldură. Am învățat eu la fizică. E... Mamă, la fizică religioasă. Da, e, vezi? Da, lumina sfântă... Acum da, vezi? Așa da, aș da 10 lei pe el. Lumina sfântă încălzește trupul lui Iisus Hristos, practic. Sunt foarte multe la mijloc aici. Foarte multe înțelesuri. Așa, zi Denis, că zicea că asta n-am a descoperit nicio. Denis că nu se sărbătorește Paștele. Păi da, eu sunt învățat de mică, în seara dinainte de Paști, merge să iei lumină, iei și Paști, ca să ai pentru 3 zile să iei acasă. Ce iei, Paști? Da. Ce, adică anafură de asta? Cu vin, da. Ok. Și eu nu știu, la mine nu s-a dat, să dă doar lumina de fiecare dată. A, uite, vezi, dar știu în multe locuri în care se dă. Și am aflat acum de curând că în unele zone chiar nu se dă și nu există tradiția. Nu se dă ce, anafură? Da, nu se dă acasă sau așa. Bine, depinde când. Păi... Că mai e chestia aia cu trecutul pe sub masă, când s-ar putea să-ți dea și acasă. Atunci, momente, da, la sâmbătă seară de obicei. Eu știam că lucrurile astea se întâmplă în momente diferite, deci se trece joi pe sub masă. Da. La noi zice că se trece pe sub aer. Pe sub ce? Aer. Se trece ce? Eu am auzit pe sub Bayer și mă gândeam la firma aia Bayer. Nu. La noi se zice că trecem pe sub Bayer. A, n-aveau masă, mă, erau sărași, ce n-ai înțeles. Nu, e cu masă, dar se trece pe sub aer. Și cum se explică? Dar nu știu dacă vreodată e ceva de explicat la... Dar chiar faceți asta, gen? Adică? Intrați pe sub masă? Da, te bagi pe sub masă. Se întâmplă. A, acum voi n-aveți asta. Nu. Dar eu m-am băgat pe sub masă, păi da, dar când eram copii era, da, super fun. În zone de astea unde era posibil cu tremur sau ceva sau...
Ce? A stat în zone de astea? Nu, da, eu mă distram maxim când eram copil, trebuia să mă duc cu bunica mea să trec pe sub masă. Da, de 3 ori pe sub masă. Dar unde la biserică să trece da? Pe sub masă? Da. Joia, cred. Da, uite asta, nu știu. Verificați la o biserică în apropierea dumneavoastră dacă doriți să treceți pe sub masă. Faceți scouting joia. Da. Bă? Da, mie îmi place Paștele așa ca... Da, mai mult, adică ce preferi? Bă, Paștele, mi se pare mișto că pare printre puținele momente când stau și oamenii, când oamenii stau cu minți, frate, știi? Efectiv, stau potoliți așa. Efectiv, când e om așa. Cred de Crăciun nu e. Bă, de Crăciun e prea haos. Crăciunul s-a haotizat mult prea rău, frate. Uh-huh. Deci Crăciunul s-a haotizat, deci este atâta haos cu du-te, ia cumpărături, ia daia, ia dai la altă, pune bradul, da. Scoate bradul, pune globul, ia cadouri, pune cadouri sub brad. Cât credeți că mai e până se dau cadouri de Paști? Cadouri dar de Paști? Da, eu n-am. Ce cadouri de păi Paști? Păi nu știu, dacă tot se dă de Crăciun, eu zic că o să ajungă și în dar de Paști se dau de-astea în natură, se dau ouă, se dau coz, se dă coz, se dă cioc, se dă... se dă la cioc. Păi, dar stai așa că unii se folosesc de chestia asta să dea cadouri, gen că a venit iepurașul. Ce ți-a adus iepurașul? Da, iepurașul de obicei aduce ciocolată, aduce... Mă rog, că unii au dus-o până la... smartphone-uri. Nu trece de 100 de lei. Da, exact. Da, nu știu, acum na, fiecare cu iepurașul lui. Dar cel mai important, nu-l futeți. Deci asta e. Mie îmi place de Paști. Chiar îmi place, adică e o atmosferă așa de mai liniștită și sunt oamenii mai... E în perioada aia din an când sunt mai puțin bulangii așa. Că e cu săptămâna mare, cu... Că-s mai puțin bulangii oamenii? Nu știu ce să zic. Se și place... bea mai puțin, cred, ca de Crăciun. De Crăciun se bea mai mult. A, da. Păi avem și anul nou și... De Crăciun, da, se, lumea, da, adică da, se da, începe da. Pe 24 și se termină pe 2. A, exact. Pe 1, așa, întâi. Nu, pe... Da, bine, și sunt unii care o lungești până la Bobotează. Da, plus că mai e și Paștele pe vechi. Crăciunul pe vechi. Alt motiv, da, corect. Auzi, dacă există, stai un pic, există Crăciunul pe vechi, dar Paștele nu-i pe vechi? Nu, pentru că se stabilește diferit Paștele. Gen, e Paștele se stabilește prima duminică de după luna plină, echinocțiu de primăvară, ceva de genul. Ok. Și aia e, gen, e setată. Este tată și a, nu... E, am înțeles, deci e independent de exact, calendar cumva. Exact, echinocțiu de primăvară se întâmplă când se întâmplă echinocțiu de primăvară. Adică nu e, nu pică anul ăsta cu o lună mai târziu. Echinocțiu, adică ziua egală cu noapte. Da? Asta înseamnă, nu? Că e... n-am intrat în numai. Asta cred că înseamnă. Da. Ne-am trezit să vorbim trei proști, să mor eu, nu știm păi nimic. Oricum suntem... Da. Te duci la, vă duceți la lumină? Da. Da? Da. Mereu mergeți? Păi asta era partea fan, că pe mine mă trimiteau mereu, că eram prostul. Să iau eu, stăteam până la 2-3. Cine te trimite? Familia, că trebuie să iei. Ai și ce, cum asta e? Mă duceam cu cana, mă, da, deci mă duceam să iau Paști. Cum, mă, deci pe tine te trimiteau singur să iei lumină? Păi, bă, de obicei mi veneau rups de la muncă, nu le mai ardeau să meargă. Păi, în... dar ideea e să faci asta cu toată familia, adică pe tine de ziua nu, de Paști. Nu se face așa niciodată, crede-mă. Te izolau, nu te trimiteau face... singur. Bă, mie îmi plăcea să merg, că stăteam cu tovarășii mult noaptea când eram mai mic, știi? Aia, dar faza e că mă duceam cu cană și ajungeam să nu mai am cană când, ajungeam, când trebuia să iau Ana fără de asta, Paști. De ce? Păi o spărgeam ceva, făceam, când ne jucam noi, sigur nu mai aveam cană, știi? Și a, și se dă, dar cum se dă? Iese și spune... Da, mă, da, te duci... Ieșea și, da, și cum, ținea într-un coș, în ceva bă, aia sunt și... La ta, da, și așa, și da, punea la toată sunt lumea? Niște mese de o parte și de alta în curtea bisericii și te duci și ții. Păi, și da, la mănăstire, în schimb, pune niște pungi de la speciale și dă direct punga, bam, bam, bam. La noi, de exemplu... Moca, nu? Bă, e moca, da. Dar eu luam și o pungă mereu cu mine, că știam că spar cana până se dă. Dar nu, dar nu se dă bani, nu? Pe nu, 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 nu. La noi, de exemplu, se ia anafură și astea dacă stai la slujbă peste noapte. Că dacă iei doar lumină... A, dacă mergi să iei doar lumină, nu... S-a schimbat, mă, că nu mai stă lumea până dimineață și acum fix după lumină dau și Paștele și după cine vrea mai rămâne la slujbă. Ei, uite, vezi, aici chiar dacă adică, nu, dacă rămâi la slujbă sau dacă nu, sau dacă mergi dimineața cu coșul.
Adică atunci a primit. Da, da, asta cu lumina, cu lumina care vine de la din Ierusalim sau de unde da, vine? Din peștera de unde a înviat, da. Din peștera Bic vine. Din peștera Bic? Da, multă lume crede treaba asta. Că e fake? Nu, că e pe bune. Că e pe bune. Nu, asta e mai remarcabil, că oricum în vremurile astea... Da, legenda. Se zice că din peștera în care a fost el înmormântat și de unde a înviat, se luminează, că acolo vine lumina și cineva intră și ia lumina și iese cu ea și de la toată lumea, nu? Da. Iese, intră unul pe care intră doar el. Da. Fără nimeni altcineva. Da. Și se întoarce înapoi cu lumânarea aprinsă. Și nu e căutat, asta la, e, asta nu e căutat, nu e căutat este, la buzunare. Vedeți că trucul ăsta de magie era bun acum 1500 de ani. Era aia, mamă, ești nebun, a intrat și a ieșit. Băi! Când nu erau brichete, era o șmecherie să faci asta. Era, mamă, ce nebunie. Acum e, bă, n-ar fi bine să mai vine cineva cu tine totuși să se uite, adică... Și doar gândiți-vă cât de aberant e puțin, adică nu sunt eu de ăsta anti sau așa, dar numai gândește-te că sunt câte 5 biserici în fiecare oraș. Bă, și sat și din ăstea, când împarți tu lumina aia, când nu poți ca gestiune să faci asta? Se duce cu DHL-ul, cu ăstea, cu... Bă, bine, o aduce unul în România, ok, și ce cu fac? Fanul, cu... Stau la aeroport... 20.000 de preoți? Sună livratorul pe popă. Va veni lumina. Sunteți aici pe zonă? Că mai am de ajuns în 3 județe. Trebuie să trag repede haina pe mine și... Da, Dar nu știu, și eu am o treabă asta cu miracolele astea care se întâmplă și le vede o singură persoană, da, și după aia persoana aia le povestește la alții. Adică, bă, dacă era numai bine stăteam, adică dacă era... Așa numai bine stăteam toți cu lumina, cu lumânările în sus și bam, se aprindeau toate deodată. Ăla miracol, ești nebun? Corect. Dar de ce? Adică de... Da, în fine. În fine. Eu nu știu ce să zic, este... ar trebui la intrare să fie cineva cu... Tic, 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 știi? Să-l întrebe de... Să-l verifice? Da, să-l întrebe de cremene, de brichete, de astăzi. Da, oricum, dar, băi, dacă pe oamenii bucură chestia asta și îi ajută... Da, da. Doctora, ia uite. Cine este această fată? Bine, între timp ai aflat, dar... eu nu m-aș fi prins. Carmen de la Sălciua. Stai așa un pic, că eu... Deci, e Paris Hilton? Da. Întotdeauna Paris Hilton și Pamela Anderson la mine sunt tot acolo. Amu, baboieș. Nu, ești în capul meu tot... Eu aș fi zis Pamela Anderson. Mă, băboiaș, mă. Sincer. Paris Hilton și Pamela, dar nu au nicio legătură. Una e foarte bună și una e schiloadă și nu știu, mie, așa, ca prezență feminină, nu m-a stimulat în niciun fel Paris Hilton. Nu? Pe mine nici. Hai, mă, boss, Pamela Baywatch. Ia, dă, băboiaș, dă Pamela Anderson Baywatch. Baywatch. Trebuie să aduc aminte că tu poți să te-ai prins la televizor, Tudor. Nu ne-am prins, dă pe prima, dă poți să dai la prima. Ah. Big, dă-i și tu filtrul pe mare. Bă, dar n-ar trebui să știe să facă asta din prima? Să nu. Îți dea cea mai bună calitate? Tot asta e. Da, e aia mărită. Super. Ia două pe aia de jos, de dedesubt. Asta zici, nu? Da. Băi, e... Te-ai dat mari? Da. A, deci te-i minte pur și simplu. Da. E da, oricum mișto. Poza era peste Evrige, adică... Nu e ea. Nu cred că e. Da, mă, știu și eu cum arată, dar nu e not my type, nu mă... Ce anume? Eu știu cum arată. Bă, nu e că nu-i nici type-ul meu, adică... Dar ia uite, în sfârșit. Dar totuși n-ai cum să zici că e nasoală. Asta oricum Paris Hilton nu arăta așa, or. Bă, uite, în poza asta Paris Hilton arată mai simpatică ca asta de 20.000. Ia Paris Hilton în poze. Știu și eu cum arată Paris Hilton, că nici mie nu-mi place de ea, dar uh,
Așa arată. Care, bă, Paris Hilton, iată, Old Pictures. Paris Hilton scrie Old Pictures. Bă, Paris Hilton la bază seamănă cu Daniela Gheorfi, boss. Da, da, mă, și are și maxilarul ăla de spui că e bă, de la pâșche pantof cu toc. Ia uite-o. Ia uite-o. Bă, sărăcuța e nasoală, nasoală, frate. Dar vedeți că a cărat ceva la viață. Bine, asta atestă exact. A, plus că a avut o perioadă, nu știu ce s-a întâmplat exact și ce operații s-au făcut la Paris Hilton. Avea un ochi mai mic și unul mai mare. Avea o perioadă când era... Păi și aici. Ori era beată mai tot timpul și cădea un ochi. Da, uite aici se vede. Da, băi, săraca nu-i nasoală, dar... Na, nu știu ce să zic. Dar mie mi s-a părut remarcabil că poate să te facă să arăți ca altcineva. Mm-hmm. Adică deja s-a ajuns într-un punct cu operație. Uite-te și tu. Voi ați uitat de Loredana Groza sau? Bine, da, dar ăsta e un caz, pare un caz mai fericit un pic. Da, asta da. Da, nu, pentru mine still doesn't ring a bell. Și din... Eu chiar le încurc. Chiar... Tu le încurci în continuare. Da, 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 da. Asta, bă, asta vreau să zic. Are... Băi, da, ce-i drept? Măcar sunt ok acum. Arată asiatică. Un pic, da. Au făcut-o... Mie mi se pare că aduce cu Ariana Grande mega mult. Mm-hmm. Da, da, da. Corect. Vreau și eu să arăt ca... Tu ca cine te-ai face să arăți, bă, băieși? Femeie sau bărbat? Hai bărbat întâi. Vin Diesel. Mamă, direct, da, știi exact. Da, 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 să-mi facă și vocea. Dar nu faci, așa e vocea? Nu vorbește. Da, are voce groasă subțire. Vin Diesel este singurul om care are voce groasă subțire. Are voce de fumător de 50 de ani cel puțin, dar copil. Vorbește copil, exact. Fumător copil exact, de 50 de ani. Exact, exact, exact. Nu m-am gândit la asta. Da. Dar Vin Diesel, mai țin de că am văzut și niște meme pe net. În anii 2000, Vin Diesel era cel mai cool om din lume. Da. Era cel mai tare. Yep. Deci era furios și iute. Era Triple X. Holy shit, Triple X. Triple X, filma la Praga. Wow. Filma la... Ce, da. Ce căcadă. Da. Niciun rost n-avea. Efectiv, am reușit. Fun fact e că seamănă mega mult cu taică-mi, ești prost. Stai un pic, ajungem și acolo, stai așa, să nu uit gluma. Vin Diesel, practic, Triple X, i-au făcut un fel de James Bond bombardier. Efectiv, asta a fost conceptul de la Triple X. James Bond, hai să facem James Bond bombardier. Da, 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 păi și da. Cum e? Puc, cu haine de blană, cu... Ia lumea. Mamă, haine de blană. Pe, zici că l-am făcut pe Fizz. Da, băi, mă, exact. Eu am vrut haină de aia de blană. Wow. Aș fi avut o haină de aia de blană. Altceva asemănător. Am avut un cojoc de blană. Cei care mă cunosc din tinerețile timpurii vor cunoaște acel cojoc. Ma. Dar eu pe tine te-am mai văzut cu ceva de asta așa. Cu blană? Cu palton de asta așa. Cu blană, dar nu cu blană. Oriceva piele ciudată, nu mai ții minte, piele întoarsă. Am așa un film în cap cu tine, dar nu mai știu. A, este unul. Este unul, nu? Și are și blană. Da. Nu poți bă, scoate blana din urmă. Așa, deci zici că tactul seamănă cu Vin Diesel. Bă, eu nu remarcasem până nu mi-a zis frate mi și m-am uitat mai atent și zic, bă, dă-te dracu, chiar seamănă. Da, bă. Deci dacă se întâmplă ceva, ar putea foarte ușor să... A, da, mă, n-ai dacă treabă. Se întâmplă un Paul Walker, poate să... Deci, îl bagă pe tasul. Da, bagă, o să fie tata lui Danny și Cody Walker. Bine. Bun, hai să le luăm aici, că asta era. Băi, uite, știi ce nu înțeleg? Deci există în, nu știu, în procesul de judecată la americani, mm-hmm. tribunalul lor, când te duci să te judece, și să-ți aducă la cunoștință acuzațiile și așa mai departe, există un sketch artist pentru procese. Există okay. Sketch artist. Asta nu știam. Și orice proces are un artist care desenează inculpatul, care, nu știu, nu înțeleg meseria asta, adică ce legătură are, adică pare că au introdus arta într-un domeniu în care ce legătură, știi ce zic? Da, eu cred că Eu cred că e de fapt ăla care face portret robot
și ca să nu-și iasă din mână, știi? E ca și când, nu știu, pula mea ești pe masă de operații și a venit magicianul. Pula mea, ce legătură are? Adică mă operez, boss, și de asta a venit desenatorul. Nu putem începe fără desenator. Cine va surprinde expresia supărată a lui Donald Trump când îi se aduc la cunoștință acuzațiile? Zi. Băi, am deci două chestii. Eu cred că toată schema asta e dinainte să existe camera de filmat sau să facă poze și gen... Și a rămas de-a lungul timpului, nu? Și gen trebuie să mănânce și băiatul ceva. Uh-huh. Și doi, eu chiar cred că el își face o poză cu telefonul și după aia face schiță după aia, pentru că nu stă nimeni să-și aducă aminte un moment al toate. Dacă a întârziat, crezi că... Poate oricum a primit poze și a făcut după, nici nu știi. Aia vreau să zic, că și-a făcut poze cum făceam noi la facultate, când apucam să scriem. Plus că acum poate e vreun AI care face după poze și ăla numai stă pe spate. Da, corect. Da, nu înțeleg meseria asta de sketch artist. Da, nu, n-are. Sketch artist la judecătorie aici, da, n-are. Dar sau... crezi că e un panou? Le pune pe un panou? Păi le pune undeva sau e ca ala, să-ți face schița și după aia poți să o cumperi dacă vrei la final. Să o ai amintire? Da, să o iei ca amintire. Domnul Trump, vă place cum am făcut? Da, da, caricatură. Dați-mi 100 și ia dumneavoastră. 1200 și vă dau. Da, și da, exact. Cum era la mare, la care făcea caricaturi, așa aici. Da, adică nu înțeleg de unde vine chestia asta. Sketch artist. Echivalentul ăstuia la noi în România, la judecători, ar trebui să fie domnul cu papagalul care citește viitorul. Tot așa, știi, la final, înainte să-ți dea verdictul, să mergi la omul cu papagal, să vină cu măsuța aia cu papagalul care stă aici, știi? Dar ce papagal? Nu știi? Nu? Este, cum îi zice, sunt boschetari, mă rog. Acești wanderers călători, of the street. Antreprenori. Da. Wanderers, da. Călători. Wanderers, așa, care au o măsuță cu mai multe bilețele puse așa în picioare pe sertărașe și au un T dintre ăla unde stă papagalul și îi dai bănuții și papagalul îți alege de acolo o hârtiuță. E un fel de fortune cookie, numai că e parrot cookie. Bă, eu mi s-a întâmplat o chestie legată de fortune cookie de curând. Așa. Eram la Brașov cu niște prieteni. Când am fost cu fiul la Brașov acum în iarna asta. Și am fost jos la Mochi, și la Mochi de acolo din Brașov, de la Sakura, de la Mochi din Brașov, au și fortune cookie. Și fii atent, toată lumea a scos bilețelul și al meu era gol, boss. Să mori și a zis și aia. Și câteva de și zic la aia de la ghișul, se mai întâmplă să mai fie și de-astea goale. Și la care zice, nu. Nu, e primul pe care îl văd. Pula mea vindea aia 1000 de moci pe zi, 1000 de cookies, n-a fost în viață, așa ceva. Mamă, dar ce e mai rău, să fie ceva prost gol sau gol? Nu știu, zi, wow. Eu zic că ți-o dă mai prost gol, că înseamnă că nu mai există nimic după. Mic, boss. Adică gol, watch your back, gen. Wow. Și nu știu dacă mi-am luat în viața mea un fortune cookie pe ăla, deci ăla a fost singurul. Gol. Trebuie să cerci și tu să stai ca ăla din Seinfeld într-o bilă de plastic, să nu te atingă nimic. Bubble Boy. Da, ca Bubble Boy. Să nu te atingă nimic. Da, deci bon. Așa cu Trump. Da. L-a desenat supărat tare. Supărat tare. Da, acum... Adică el chiar știa. Nu știu dacă a fost o surpriză. Băi, da? A fost un ghinion de fapt. Deci, acolo s-a... Bă, n-a fost în primul rând... O să discutăm pe larg și la LCN povestea asta. În primul rând, bro, problema principală a fost că efectiv s-a chitroșit. Mm-hmm. Pur și simplu. Adică el a plătit-o pe aia, nu știu, 130.000 sau cât dracu a plătit, 150.000. El, avocatul, a plătit-o din banii lui și după aia avocatul a facturat servicii fictive către firma lui Trump ca să-și recupereze banii de la Trump. Dar eu mă întreb în pula mea când ești miliardar, coaie. Efectiv. Du-te la un bancomat, prietene, și scoate 130.000, ești nebun la cap, du-te la bancă, frate, adică e echivalentul, nu știu, merge tu să scoți 300 de lei, să plătești ceva, știi? Da. Trebuie să dai o șpagă, frate, adică pe bune. Du-te, e 3 lei la el. Du-te scoate banul. Păi uite, calculăm exact, fii atent. Deci, bă, dar cât era, mă, să-i dea un ceas? Să-i dea un ceas, mă, să-i dea un ceas. La un miliard înseamnă 1000 de milioane.
Tudore nu iară ne-am băgat la matematică. Păi nu, 1000 de milioane. Deci 1 milion înseamnă 1000 de milioane, înseamnă 0,1, da? Da. 1 milion înseamnă 0,1. Așa. 100 de mii înseamnă 0,01 dintr-un miliard. Asta înseamnă 100 de mii. 0,01%. Eu nici nu o să mă gândesc acum, zic ca tine. Adică dacă ai un salariu, să zicem, nu știu, hai zicem de 2000 de lei, că aveți amândoi mai mult și de asta mă atunez, nu o să vă simțiți bine. Așa. Așa zicem că ai un salariu de 2000 de lei, 0,01% din 2000 de lei, cât e? 2 bani! Atâta e, nu? Păi cum nu? Păi la 2000 de lei, 20 de lei e 10%, 2 lei e 1%. 20 de lei e 1%. 20 de bani 20 de lei e 0,1% și 2 bani e 0,01. 20 de lei e 1%. 200, cum adică 20 de lei? 200 de lei e 10%. Cum asta e? Da. Da, 200 de lei e 10%. 20 de lei e 1%. Da. 2 lei sunt 0,1% și 20 de bani. 20 de bani înseamnă. Păi vezi, iarăte. Deci înseamnă dacă ai avea salariul 2000 de lei, te-ar costa 20 de bani ca să dai șpagă să tacă din gură actrița de filme porno. Dar nu, el a vrut să recupereze TVA-ul, probabil, ce pula mea, să-și scadă, să se scadă cu ceva, să... Da, mă, frate, și ai mai 60 de americani, efectiv, dacă poate să economizească, bă, dar 5 dolari... Să-i, și să-i facă, gen, sub formă de cadou, un ceas și o mașină și o chestie și tot scăpa cumva. A, plus, da. Știi? Plus că era mult mai simplu așa să-i dea un bun, da, care valorează echivalentul aia. Hai că-ți ia o casă și dă-te... Dar asta e șmecheria, de asta și asta cu ceasurile, de exemplu, sau cu bijuteriile foarte scumpe. Deja nu sunt o investiție neapărat proastă, că dacă, Doamne ferește, vine un război, vine ceva, ai un ceas de 100 de mii, e foarte greu să scoți 100 de mii și prin conturi și prin știu, da, așa, l-ai luat, l-ai pus la mână, l-ai ascuns în ceva și ai plecat cu el. Dar asta e treaba de s-a chitroșit și după ce au descoperit treaba asta cu Stormy Daniels, cum a fost făcută ca avocatul, care e treaba? Pe avocatul ei l-au prins, l-au băgat deja la bulău, l-a mai avut niște probleme cu legea și așa, și pare că l-au strâns de coaie și l-a dat în primire pe ăsta. Uh-huh. Și problema e că după ce au început să cerceteze tranzacțiile din firma lui, au descoperit că sunt o grămadă de căcaturi de astea pe care le-a făcut. Da. Și acum clar nu o să-l bage la pușcărie, doar că se negociază, am văzut că s-a cerut procuratura 100 și ceva de ani, nu mai știu, de pușcărie. Acum e o negociere de aia pe bani, efectiv. Bă, dar eu nu știu care e cazul concret. Pentru ce e acuzat? Păi asta ți-am zis. Păi nu, e acuzat că a făcut plăți din firmă pe niște... Uite, de exemplu, în cazul ăla să-i dea o șpagă lui aia. Wow, în cazul a făcut plăți nașpa din firma, a plătit niște lucruri, niște servicii fictive. Și cum să bagi un om 100 de ani la pușcherie? Uite, asta? De exemplu, dacă, uite, să spunem, dau un exemplu, nu știu exact, încă nu s-au făcut publicitatea asta. Tu, de exemplu, zicem că ești primar, nu știu unde, și îmi facilitești să-ți dau o șpagă. Pana mea, dai o factură dintr-o firmă de atac, mi-ai oferit consultanță de căcat, nu știu ce, și da, eu îți dau ție niște bani. Da. Da. Să fie sănătos. Așa, acest coșmar. Băi, o baie cu foarte multe, sunt multe de astea cu volănașe. Totul are volănașe, totul e pe auriu cu volănașe. Mamă, dar tu te-ai seama cum se fac alea de la apă și de la habur. Și e și material de la, e de la, de material de la, de panglică. Da, exact. Exact. Ia uite bideul ce are franjuri pe aici. Chiuveta aia apare sob acolo jos. Da, mă. Ia uite care are la ușiță, are. Dar cum arată? Eu sunt foarte curios cum îi arată sfrageria. Mamă, dar în țara asta n-ai cum să nu te gândești etnic la povestea asta. N-ai cum, n-ai cum, frate. În România primul lucru la care ți se duce cu capul este că este la o țară. Stai puțin, știm că e în România, că eu zic că e India ceva, o zonă de asta. Mă rog, chiar așa de diferit până la urmă. Cred că sunt mai multe lucruri care ne aseamănă. Că și eu mă uitam ieri pe geam, veneam cu trenul și când vedeam gunoaiele aruncate, efectiv se termina gardul, începea gunoiul. Da. Singura diferență poate că la India îi aruncă în curte. Aici aruncă peste gard, asta e. Ca să fie curat, curat în curte, corect. Da, curțile sunt... Păi aia e. Corect. Da, și nu vezi, adică nu vezi stroace de astea, asta e chestia, asta e diferența. Ne-am modernizat un pic. Nu la noi, la cei. Ah. La cei și la austrieci nu mai zic, dar nu vezi stroace, nu sunt troace, nu sunt, știi, capac spart de WC-ul, cap de păpușă
copil. Da, da, da. Știi, da, alea da, clasic, gunoaiele clasice. Care sunt, care e gunoiul clasic? Lemne. Lemne. De toate felurile. Da, o jumătate de dulap, de exemplu. De asta de WC-ul. Colac. Și colac. Și perie. Și perie și, și vas de WC-ul spart. Da, spart. Așa, da, da, corect, da. Chiuvetă. Da. Chiuvetă, da. Baterii de chiuvetă. Căzi. Uși. Da. Uși, da, băi, am văzut unul. Mi-a ridicul, am văzut pe ăla. Aveai 6 uși, boss, în curte. 6. În curte. Dar lăsate sub cerul liber, ploua pe ele, nu? Cauciucuri. Cauciucuri, da, roți. Roți, de la căruță, cum rămânea, așa. 20 și tot felul de astea. Mă rog, astea deja, dar roabe fără roți, fără ghivece sparte, materiale da, textile, haine, training-uri, da, Adidas, pături rupte, saltele, bă, mamă. Saltele, da, mă. Saltele să-mi bag picioare, zici că deci oamenii se debarasează de saltele de parcă ar fi o bucată de hârtie, boss. Le scot din pat și le aruncă efectiv oriunde. Și de le-am pișate și da, exact, morții, exact. Zici au strat de uit pe ele. Și le aruncă efectiv, zici că e un colț de pâine sau păi ceva. Și cu spălatul stăm destul de prost, bă, dacă da, te-ai spus statistici. Drept. Adică sunt unii care nu se spală niciodată. Adică aia cu spălat de sărbători, că aia care își fac baie de sărbători, aia e pe bune. E true, da. Și eu ziceam că ca să iasă media, nu știu, la un tub de pastă de dinți pe an și un săpun, trebuie să existe unii care nu se spală niciodată, că pentru fiecare dintre oamenii normali care folosesc unul pe lună, sunt unii care niciodată nu folosesc. Bă, dar eu și la țară, eu am văzut oameni care chiar se spală. Adică da, eu n-am întâlnit om să nu se spele da, sau să... Nu contează că e țară, că e oraș, dacă, nu știu... Dacă omul nu se spală, nu se spală. Da, bă, și n-am să vă mint, eu am văzut în București oameni care put mai nașpa decât oameni de la țară care muncesc toată ziua. Da. Eu nu știu ce fac ăștia. Asta da. Ce prin transport în comun, prin astea? Bă, și nu numai, și pe stradă, și la rând, la magazin, și la din astea. Bă, frate, nu știu... Aia de la țară au înțeles că e un deodorant, se dau cu el când trebuie, dar ăștia nu știu nimic, am o miros, duhnesc ca hoit. Bă, omul care puțea cel mai rău, o să fiți foarte surprins, am fost în Austria la schi într-un an. Bă, și era unul de la un centru de închirieri. Dar ții minte asta? Deci aveam 16 ani, am fost cu aia mei. Bă, era unul la un centru de închirieri care puțea prin costumul de schi, bro. Wow. Deci omul era îmbrăcat, era afară, deci omul stătea afară în costum de schi și puțea înăuntru, frate, după el. Păi, cred că n-a spălat ăla de mult, mă, s-a brânzit costumul ăla. Mamă. S-a murat. Dar cât să nu te speli? 2 sezoane. Păi, dă seama, dacă ești cu costumul ăla pe tine, până iei schiurile, până le dai, transpiri, stai cu el pe tine și ești în sacul de dormit, te duci acasă să faci duș, degeaba te întorci. Când te-ai băgat în el, spui că ai intrat în borcanul cu murături. Bă, nu e chiar așa. Du-te, bă, de aici. Mai zi. Tu n-ai mirosit vreodată echipamentele de la școală, de la sport, când îți dă mai iau din ăla. Dar costumul ăla de schi nu-ți porți pe direct pe piele, că nu îmbraci haina de schi direct peste... Tot se face un mediu acolo, un ecosistem. Un mediu un propice bolilor. Da, oribilă baia asta. Ce faci dacă îți face o iubită și te duci acasă și întrebi poți să folosești toaleta? Da, sigur, și te duci și vezi asta. Da, sigur, dar e mai complicat. Ce zice... Ce faci? Zici, dacă nu mai ai hârtie, poți să iei ce vrei de aici. Mamă, ai bine, că dacă n-ai hârtie, poți să te știi cu o pancă. Îți dai seama să te așezi pe WC-ul acolo, să te gâdile la gambe. A, nu, stai. Ăla e WC-ul, frane, bideu. Ăsta e WC-ul care, ăsta e capacul. Ăla e WC-ul, ăla e bideu de lângă. Ăsta, da, eu am crezut că ăsta e. Ăsta e capacul și pe capac are ornament. Wow. Și sigur mi-aș sparge capul, aș lua alea în picioare, mai ales dacă vin și beat într-o seară, dacă vin luneci. Și beat să mă pii și iau alea fără nicio, le agăț direct cu capul, cu piteu ajung. Deci, 100.000 îmi spar capul în baia asta. E amuzant că și prosopul e făcut din material de la, mă, ce dracu absorbe la nimic? Este parțial, e și. Ce parțial, mă, nu e, nu văd de aici. Și că e față de masă de Paști, da, tot. Da, efectiv. Sau față de masă de la biserică. Dă-i mai departe.
Am început cu TikTok-urile. Bă, ce faci? Mă duc la șocul! Să vedea Dumnezeu nimic! Bă, cum să leagă de tine chitar sufletul? Bă, în primul rând îmi place, mișcarea, deci este o mișcare... Deci e o mișcare aici artistică, deci felul în care e filmat și tot, deci zici că este film de artă, ia dă încă o dată. Deci cum vine, uitați-vă puțin, deci vine cu bicicleta spre camere, ăsta care se mișcă, după aia se mișcă, bicicleta e aia încolo, deci e totul, totul este pe punctul de a se prăbuși așa. Da. Deci totul e strâmb și ocolit. Deci nimic nu e nicio linie dreaptă în chestia asta. Da, e și mai amuzant că pare că e o scenită de asta, de teatru proastă, în care nu își așteaptă replica unul la altul, știi? Da, și exact. Vorbesc unul peste altul, unde joacă să avea toate dragă, știi? Gen, n-apucă să termine. Da, ce-i drept, bolidul și e... parcă bicicleta îl trage într-o parte să n-ajungă la jocuri. Dar câți bani are în mână? Cât? Nu-mi dau seama. Pare că e undeva între... Sunt de 50 de lei sau de ce sunt? Pare o bancnotă de 50, a? Da, e o bănuță de 50. Da, ce fericit e că se duce la jocuri. Deci ce fericit este, super. Ăsta nu rulează în... Nu, aparent în browser nu. Mă, dar tu realizezi că ai probabil singura lui doză de dopamină de pe săptămâna, da, nu? Da, dar este extraordinar de bucuros omul. Da. La fel cum era extraordinar de bucuros să-i ureze, să nu-i dea nimic. Să nu-ți dea nimic. Și nu zice să nu-ți dea Dumnezeu nimic, zice să-ți dea Dumnezeu nimic. E mult mai, e mai profund. E mai grav, da. Adică în mod expre. Nu, da. Nu să te ignore, ci în mod activ să nu dea nimic. Adică da. Să se preocupe de tine să nu iei nimic. Nu să te ignore și poate iei, poate nu iei, să nu-ți dea el nimic, poate te descurci. Nu, să se preocupe de faptul că nu vei lua nimic. Dă mai departe. Și ăla altul ce zice? Rafu, să se aleagă de tine, fițar, sufletar. Bă, mie mi se pare nice cum ăștia de la țară se jignesc, dar nu se înjură, mă. Praful să se leagă de tine, n-a zis nicio înjurătură în toată chestia asta. Da. Fițar sufletul al dracului. Al dracului, că n-a fost nicio înjurătură aici. A, că zic că nu-și bagă... Nu-și bagă pula să te ia morții tăi și din ăsta, nu ce nimic, doar... E de suflet. Dar nu știu cum e mai rău ce aș prefera. Bă, mie ăstea mi se par soft, n-am să te mint. Bă, sunt mai dure. Dacă le-ai motamo, da. Sunt mai soft așa la prima vedere, dacă stai să le digeri, cum ar veni, te lovești mai tare un pic asta. A, ți-i depresie din exces. Te lovești mai tare. Dă-i mai departe. A, păi... Șarpirii, baboia, și arată-ne șarpirii. Cobra. Asta da. E soția lui Șopârla. Mai ții minte, mai știi? Nu știu ce e asta. Nu știu ce e asta, că nu știm. Dar e piesa asta așa pe fundal, e fun. Pare că a trecut cu secera puțin peste. Băi, are expresia, îmi pare rău că trebuie să fac gluma asta, oamenilor din filmele alea cu decapitări. Mm. Și că după ce decapitează rămân... Da. Bă, asta nu e gluma mea, asta e gluma lui Louis C.K. Fuck. Nu știu dacă o lăsăm pe asta. Bă... Și dar cum funcționează? Deci, hai să facem breakdown. Așa zic eu când... Uite, dă-i o pauză aici. Dă-i o pauză aici. Da, așa. Deci, practic, i-au tras de față, deci au cusut fața de față. Da. Ca să-i tragă pielea, să aibă pielea întinsă. Da. Și ce se întâmplă? Trebuie să rămână cu fața așa cusută? Sau îi scoatele, dar dacă îi scoatele nu revine la normal? Că... Deci că a trecut peste ea un rătrac mic. Unul de la de pârtie, un ratrac de la mic, micuț așa, cu telecomandă.
Da. A călcat-o ceva foarte mic, o mașină mică. A fost la trei raci și a călcat-o cu combina. Mamă, frate, dar... Da, nu știu, e, da, dar nu, adică... Sau cum zicea Bill Burr, mai bine arăți de 60 de ani decât ca o șopârlă de 12. Da, ce-i drept, da. Dar că ziceai tu că ce se întâmplă și cum funcționează, nu, nu e cusută pentru că i-a tăiat piele? I-a tăiat piele și acum când ar trebui să, când, nu știu, când se dau jos, cum... Foarte tare, nu înțeleg. Eu am mai văzut cum se face chestia asta de... Îți face pielea, se taie în jurul la ureche, da, și da, așa, și te, îți trage, nu îți face atâtea tăieturi. Asta e altceva, nu știu ce a pățit. Nu știu că a pățit vreo boală? Nu știu dacă e vreo boală, nu știu ce intervenție. Dar scrie Tummy Tuck Clinic, deci este o clinică de bineînțeles estetice, de operații estetice. Dă seama, eu zic că rămân cicatrici acolo, mă, oricât ai spune. Dar arată la față, arată beată. Deci așa zici că zici că pare că n-a avut anestezic. Acum mișcă un pic ochii, vezi? Oh. Mă, mie da, mi se pare că n-a avut anestezic și a bătut-o să nu mai simtă. Ma. Știi cum dorm pisicile cu ochii semideschiși, dar au totuși da, alea așa. Așa au ploapa aia internă. Așa s-a trezit doamna acum. Da, pare că, pare că mai are o ploapă de șopă. Exact, iau-te. Dar acum, cred că dormea, bro, cred că s-a trezit. Acum, acum. Bună dimineața! Ai văzut cum a făcut ochii? Mamă, săraca, frate! Bă, nu știu, e... Și nici nu înțelegi nimic ce se scrie, ce se vă... Ce limba e asta? E tailandeză. E ca nouă. Tailandeză. S-a trezit românca noastră. Ce a scris? E ca nouă. E ca nouă, normal. Normal. Unde sunt românii mei? E, exact. Ăștia e, da. Da, nu știu, e ceva... Sau i-a pus față? I-a pus față? Zici că i-a pus față, arată prea bine totuși. Nu i-a pus față? Nu i-a pus altă față? Nu cred, arată mult prea bine. Pare că-i poartă fața al cuiva. Prost. O poartă, eu mă uit doar că eu văd să... Mi se pare fața foarte mare, mă. Păi asta e o față prea mare pentru fața ei. Nu știu, că nu-i prea mare, vine peste ceva, nu te gândi că e prea mare. Da, foarte bizar. Bun, dacă ai crezut că aia e bizar. Stop staring at me like that! Come on! Get that off of you! Come on! Do the trick! What? You are such a good boy! Yeah! Hey, come here, the people want you! Este o psihoză totală, bă, da, completă. În primul rând are șobolan. Ia să vedem, scrie undeva. Ia dă mai jos să vedem. E vreun român care comentează? Nu. Nu. N-a ajuns până la... N-a ajuns până la noi. Totuși. Băi, șobolanul nu mi se pare, adică nu mi se pare un animal de companie greșit neapărat. Nici mie nu mi se pare. E deștept? Da. De asta, nu da. Nu știu cât de curat și... e, dar... Prefer oricând șobolan în loc de șarpe, vrei să te minți? Asta, da. Aia care au șarpe? Da. M-am povestit de cunoștința aia cu șarpe? Nu. Aveam o cunoștință, prietena unei prietene, care și-a luat șarpe, bro. Dar șarpe... Cred că povestea era că și l-a luat crezând că e mai mic și de fapt era piton de la... Oh, era de aici până în perete, adică era șarpe, bro, 3 metri de șarpe. Și l-a ținut, era totul, mergea prin casă, că nu ținea într-un acvariu. Se plimba prin casă șarpele. Și într-o zi dimineață s-a trezit cu șarpele lângă ea în pat. Lângă ea în pat cu șarpele cu capul pe pernă până și întins până jos. Ești ce drăguț, a venit să doarmă cu mine. Și s-a dus la un ăsta, la un veterinar sau zoolog, unde dracu te duci să vorbești despre treaba asta. Și exact ce a zis Derinsenov, o măsura, bro, o măsura șarpele, măsoară prada să vadă dacă intră. Uai, de viața mea. Șarpele o măsura, coaie. Wow.
Eu am mai auzit de asta, mă, sunt multe. Adică da, șobolanul ce poate să-ți facă în cel mai rău? Îți intră în cur maxim, gen. Îți intră în cur maxim. Bă, te-ai dus maxim, adică nu te-ai jucat. Maxim te-ai dus. Sau... Vreau să zic că-ți mănâncă mâncarea, da? Ok. Da, te mai mănâncă și pe tine un pic, dacă... Cred că sunt drăguți, cred că sunt drăguți și cred că sunt, te înțelegi cu ei, că sunt inteligenți șobolani. Șobolanii chiar sunt deștepți. Se mai folosește metoda de tortură cu șobolani? Omul cu șobolanii se nume, cred. E o trupă. Știu că e o trupă, dar trupa și-a luat numele de la faptul că chinezii băgau șobolani în cur la oameni. Adică nu știi despre ce e vorba? Eu știu altă metodă. Era un, eu știam că era un recipient. Așa. Care se punea pe cur. Da. Eu știam un vas de metal și ăla se încălzea și șobolanii fugeau din vas și trebuiau să se ducă undeva. Eu știam și... prin buric așa și intra stomac. Sau în buric, așa, mă rog, poate. Aia știam, da. În buric, în cur, pe unde, na. Da, da, și mâncau stomacul, efectiv, da. Da, such a good boy. Dar aș alege și eu. Și mie mi se pare că șobolanul e un animal foarte bun de companie. Nu știu, e... Deci pe locul 1 câine pisică e. A, da. Clar, adică pe locul 1 pentru mine ca om lene și e pisica. Că nu are... Că nu e upkeep-ul mic, nu trebuie să așa. După da, aia locul 2 e câinele, că câinele într-adevăr te iubește mai mult. Uh-huh. Pe pisică chiar nu prea o interesează. Adică o interesează și nu prea. Îi place de tine, dar... E mai mult pe interes. Exact. Așa, și după aia, după câine, pisică, ce urmează ca animal de companie? Iepure. Nu, sunt... Iepurii aia se vede că n-au... Sunt pe pilot automat, sunt așa. Sunt ăștia, mă, cu porcușor de Guinea, papagal... Ce aia, sunt animale pe... Papagalii, mă... Papagalul pare că, știi... Țestoasă, am văzut. Participă, se interesează. E... Da. Mulți au țestoasă. Dar alea sunt animale astea pe pilot automat. Mm-hmm. Da, niciodată. Mm-hmm. Care nu... Cred că sub un anumit nivel de IQ nu poți să ai o relație foarte emoțională. Bă, eu mai știu care aveau miel, mă. Miel? Da. Bine, ai miel până când ai oaie. Da. Adică nu porcușor de la miel. Expiră. N-ai pe miel perpetu, adică. Perpetu, da. Apropo de miel, cum stăm la capitolul cu mâncatul de miel de Paște? Nu mă dau un vânt. Se mănâncă? Eu nu suport carnea de... Nu suporți gustul sau păi, ideea de... morală și nu, etică? Nu, în afară de pui și porc și câteodată vite, nu pot să mănânc altă carne. M-au prostit când eram mic cu carne de porumbel, cu carne de urs, cu carne... Nu îți de mine, nu. Și pe voi când vă văd că vă luați friptura de vită, mi-e vine să vomit. Nu, nu. Păi tu mai ai zis că mănânci vită? În burger sau din ăsta, așa foarte soft și nu-mi dau seama, dar în rest nu... Nu poți. Cum vă luați voi steak-uri din alea, nu pot, nu-mi place. Nu? Nu. Eu mănânc o dată de poftă. Adică la ceva vreme, da, mie este poftă, dar mai mult nu. Nu, mă mai prosteau cu drobul ăla și acum mă mai prostesc, că nu știu din ce-i făcut sau așa. Și aia... Cotlete, cotletele alea. Cotlete, da, de... Le știu. Alea sunt. Mm-hmm. Cât de cât, am, nu știu... Da, nici nu mă simt foarte confortabil așa mâncând copii de animale. Nu? Nu. Tu n-ai nicio treabă? Păi... Păi eu îl și vedeam, mă, că... Se juca taică meu cu el și într-o oră l-agăța în copac, îl belea. Aoleu, da. Asta. Se juca cu el? Hai, te joci cu el. După aia, într-o oră, îl vedeam în copac, așa, prins de picioare, jupui. Da, da, da. Și zic, nu cred că vreau să mănânc asta, nu știu. Această trădare. Da, exact. Această trădare. Will you slap me for 100 de milioane de dolari? Free. Free, ha? For free. I-ai dat și niște bani. Cred că i-ai dat tu niște bani, ha? Da. Mamă, dar cum sunt unghiile astea? Bă. Bă, dar dacă tot te poponărește așa, frate, pe bune, deci dacă tot îți lași unghii mari și din astea și te poponărește așa, de ce să nu-ți faci ca lumea, frate? Da, adică, fă-ți, frate, pune-și niște unghii ca lumea, adică... Că care în cap conceptul ăla de pretty boy, mă. De? De pretty boy, da, deci își mușcă așa buzele și stă glossy și așa, da. E ăla-i hazul. Dar, bineînțeles, primul comentariu, uei, tai-ți unghiile. Da, de ce? Da, are un filtru ceva pe ochi? Eu așa zic, că n-are cum altfel. Ia uite cum îi strălucește și... Că pare că a scos capul pe geam la tren, a stat cu capul pe fereastră. Da, da. Exact. Pune. E ceva, nu știu, culorile sunt tofs, e totul, e, ia uite, strălucitor. E filtrul că când se întoarce îi flicăre fața pentru o secundă, ia uite, stai așa. Acum, bam, ai văzut?
Da, e un, e o zonă asta de, de... A, dacă se pune filtru. Ia uite cum arată acum. Așa. Op. Ia uite. Da, e un filtru ăsta de, de-i faci, ia uite, face... ia uite-l, ia uite-l. Îți face ochii căpriorici. Buze, a, tot. A, tot. Ia uite-l. Așa. Bă, cu filtrele astea, bă, ce părere aveți tu cu filtrele astea? Bă, mie mi se pare că ar trebui cumva, uite cum e watermark-ul TikTok, oricum ar fi, trebuie implementat pe video, mă, să știi care filtru. Da. Măcar un, un simbol sau ceva. Da, da. Dar de ce credeți că setează niște standarde nerealiste? Nu, e poate să fie catfish, mă. Dă seama la copii că se gândesc că vor să arate ca niște femei sau din astea. Aia, e la e greu, mă, e nasol. La aia mă gândesc. Adică creează niște standarde niște nerealizabile. Da, setează niște non-existente. Standarde... Da. Care nu pot fi făcute de niciun fel, exact, că ia uite știu cum îl scoate pe ăsta filtrul, arată, e complet alt om. Nu știi că erau filtrele alea de te făceau anime cu ochii mari și la un moment dat și-o lase unii razna că vor așa? Și își făceau cu lentile, nu știu cum își făceau mai mare pupila, chestii de genul, irisul de fapt, scuze. Da, nu e ce trebuie. Bă, oricum, dacă ești prostovan, viața e grea, frate, asta e. Asta e adevărat. Da. Adică hai să, mai, hai să ne mai bazăm și pe selecție naturală. Corect. Că prea, adică prea încercăm să societatea tot încearcă să păstorească proștii, frate. Să nu pățească nimic, să nu bage în gură, să nu se facă să arate mănânce ca personaje din anime. Exact. Păi, dar tu acum te gândești la oamenii ca noi, care au văzut înainte și altfel, dar oamenii care vin noi, ei păi nu știu. Noi ar trebui familia să cumva să le dea niște repere, odată, iar dacă ai IQ sub limita decenței și nu înțelegi că nu trebuie să mănânci Tide Pod-uri de alea, exact, asta e, boss! Dă-ți seama nu că... vei avea urmași! Fii atent, dă-ți seama că e un copil care dă de niște video-uri din astea și el nu știe că există bă, un filtre. Un copil nu trebuie să dea de video-uri din astea, boss! Bă, se întâmplă! Las că nici noi nu trebuie să dăm de filme porno până la 18 ani, păi calmează-te! Da, pentru că cineva nu s-a ocupat, că eram într-o perioadă a României, când lucrurile erau haos și nu se ocupa nimeni. Îți aduc aminte că contul pe TikTok se face cu număr de telefon, nici măcar e-mail cu număr de telefon, de asta în România da, așa, toți da, bătrânii. Nu postez nimic, nu sunt poți de acord, dar te mai uiți, frate, te uiți, eu nu cred că este asta cu nu știam, frate, copilul meu a ajuns să, nu știu, să dea în cap la oameni pe stradă și eu nu știam că se uită la clipuri care, în care dă în cap. N-ai cum să fii atât de rupt, frate, de realitatea copilului sau să zici, a, pula mea, a făcut 13 ani, gata, se descurcă. Nu, frate, e o retardare asta. Da. Și o retardare și asta se vede și, la, și când ești din țară, unul dintre lucrurile astea clar sunt una dintre chestii legată de asta. Și legat și de disponibilitatea de timp, că într-adevăr la noi, fiind sărăcie și haos în România, lumea a fost pe hustle și a trebuit să se agite ca să facă rost de bani, să mai facă o combinație, să mai facă niște bani în plus și așa mai departe și nu au avut timp să se ocupe de copii. Da. La voi oricum ați prins, să zicem, niște vremuri ceva mai bune oricum, dar pe vremea când eram eu, erau copii crescuți integral de bunici sau lăsați în fața televizorului și în fața calculatorului. Vezi și noi topa. Și erau de aia de recurgeam pana aia bala din gură, că erau cretini și proști ca noaptea și părinții se bucurau, că iau ce se pricepe la calculator. Și ăla se juca în pula mea, zic, Quake, toată ziua. Ia uite ce deștepte, ia uite ce știe. Și nu știe nimic, boss, ăla acum e pe Franța, fură. Și că de aia am ajuns să existe meme cu... Ia uite ce se descurcă. Mi se pare altceva mult mai interesant, nu știu dacă ați trecut prin asta, eu da... Eu când eram mai mic primeam reproșuri că bă, ești tot cu ochii în telefon, ești tot cu la calculator. Bă, și acum văd că eu nu prea mai sunt interesat de astea, că mi-am petrecut timpul și văd pe ai mei, bă. Da, da. Și acum le zic eu, bă, stau nu mai stau pe telefon. Da, frate, păi taică mi-a descoperit TikTok-ul. Baftă. E numai pe TikTok, nu? Bă, da, și algoritmul la TikTok, dă-ți seama, eu l-am prins pe el în perioada când era războiul în Ucraina, se făcea propaganda pe TikTok, s-a uitat la un clip, bă, și numai de lei de deamă. Da. Și dar TikTok-ul cum a fost cu Ucraina? A fost pro, adică a fost... Nu conta, algoritmul te lua pe tine de ce erai interesat, ce urmăreai acolo. A, azi dădea și pro-ruși și pro-ucrainie, nu? În funcție nu, de ce? Nu, nu. Nu? Nu, sau nu, ce dădea? E în funcție de, în funcție de zonă, dacă erai din Rusia, nu îți dădea nimic cu război. Ok. Adică nu exista nimic. Dacă și... erai în Ucraina, de, în funcție de... conta și să fii la, nu știu, 3 km distanță de Kiev,
Contentul era complet Rusia? Diferit. În Rusia nu... Și în, pardon, în România cum era? În România era mult război. Era... Și de acum era? Era de ce parte mai degrabă? Bă, pe mine mă speriase o chestie paralelă asta. Dă-ți seama, un om care stă pe TikTok și vede niște chestii în timp real, între ghilimele, de acolo, ca vezi de pe câmp direct ce se întâmplă și știle de la televizor și te contrazici că tu știi mai bine ca ei, că tu ai văzut în altă parte și că ei te mint și dă seama ce se face în capul oamenilor, frate. TikTok-ul e mult mai periculos ca YouTube-ul. Este de o mie de ori mai periculos. Pentru că la YouTube este on demand contentul. În primul rând, adică tu trebuie să dai click-ul ăla pe ce te interesează pe tine. Ok, îți bagă în feed chestii relevante la ce te uiți, la relevante intereselor tale, dar măcar decizia e a ta. La TikTok... Și decizia e bazată pe un thumbnail, pe un titlu. Tu aici nu ai nimic. Nimic. Îți vine exact ce... Nu ai nici măcar teoretic, data. Da, iar aia cu vine ce... vine, nu domne, că e algoritmul și vine, de ce, vine în funcție de ce vrei tu să vezi. Asta e o... Asta e parțial real, în sensul că algoritmul se rește cam ce vrei tu să vezi, dar evident că asta poate fi influențat și manipulat cum vor aia. Da, bă, da. Și acum și-au găsit și o schemă nouă de marketing și-au dat seama cum se face engagement-ul. Ei nu mai pun descriere la clipuri, nu mai pun hashtag-uri, nu mai pun nimic. Și dacă bubuie clipul, toată lumea se întreabă ce se întâmplă în el și scrie în comentarii, se face engagement. Bă, despre ce e vorba? Că n-am înțeles. Înainte le explicau dacă era și o situație și acum nu mai zic nimic și se face engagement-ul ăsta prost și nu știu dacă e de atunci știrea. Nu știi dacă de acum vreo 10 ani, nu știi nimic. Da. 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 Bine, păi adu-ți aminte când a venit Gicu și a zis că se bagă CNA-ul în YouTube și era știrea de acum 10 ani. Da. Aia. Și cu această fățucă extraordinară încheiem pe ziua de astăzi. Iată. Crezi că se tunde singur? Nu cred. Nu. Nu cred. Nu cred că se iubește nu prea mult. Nu că sare filtrul când... Se iubește prea mult să se tundă singur. Boys, mulțumim. Girls, mulțumim. Yes. Genurilor nebinare, mulțumim. Și ne vedem pe membri. V-am pupat.